Cea pe geam, atât. Și apoi s-au dus trei băieți acolo să deschidă, a ieșit fum și n-au mai putut să intre pentru că era fum foarte des. Atât. Foc era și fum? Nu, nu mai fum. Casa plină de fum? Fum, nu mai fum era. Și înăuntru ardea? Nu, nu mai fume așa, n-a fost nimeni, n-a putut nimeni să pătrundă înăuntru. N-au încercat să-l scoată, dar nu s-a putut să intre. Nu, nici cum n-au încercat să-l scoată, că nu avea cum, nici n-au putut să intre înăuntru, era numai fum. Atât. Și-a schimbat pompierii? Da, da, a dat un băiat telefon la pompieri și a venit. Mulțumesc, doamnă. Nu știu, eu ce am auzit că dânsul a fi adormit. Acum, știți cum e, lumea vorbește, noi nu știm. Și a luat foc în casă ceva? A luat, am înțeles că el ar fi adormit cu țigara în gură. Știți cum e, se întâmplă accidente peste accidente, mai ales cu fumători. Trăia singur. Da, era un om deosebit, a fost un om, un vecin deosebit. Și era foarte, foarte inteligent la vârsta dânsului, era un om inteligent și integru. Moarte năprească a fost. Din păcate, da, și de Flori. Așa, așa eveniment să nu se mai întâmple. Trăia singur de mult timp. Da, de foarte mult timp. Era un om singuratic, dar bine, cred că era și puțin bolnav, zic. Dânsul a picat într-o depresie, de asta cred, când i-a murit soția. Dânsii au fost profesori, dacă nu mă înșel, și niște profesori de desăvârșiți. Îmi pare condoleanțe pentru... Că arde casa și am ieșit, am găsit două bidoane cu apă până au venit vecinii cu alte găleți. Era fum mult, n-am putut să rezistăm nici noi de mai mult de 5 secunde, 10 secunde, aruncam cu apă și ieșeam afară. Ați putut ca să intrați în casă și nu s-a putut? N-am, nu s-a putut intra în casă. De la ce să fi pornit? Nu știu. Și victima era înăuntru? Poftiți? Victima era înăuntru? Nu s-a văzut de fum. Nu s-a văzut absolut nimic. Până au venit pompieri și au spart geamurile, nu s-a văzut. Sperați să nu fie. Speram să nu fie el acasă, dar a stat azi noapte, toată noaptea, la vecinul celălalt care l-au îngropat astăzi. Locuia singur? Locuia singur. Pacient decerdat. Cu carbonizare, arsuri de gradul 4, decedat, rigid. Nu se mai putea face nimic? Nu, au intrat pompierii, au stins incendiu cred că era aprins mai de mult, cred că cu o jumătate de oră înainte, cu o oră. Știți de la ce a pornit? Nu știu, ei cred că o să vă spun. Detașamentul de pompieri Drobeta a intervenit la un incendiu de casă cu trei echipaje. La sosirea echipajelor s-a constatat că în casă era un incendiu care se manifesta cu degajare mare de fum și căldură și la intrarea echipajelor pentru localizarea incendiului am găsit o victimă de sex masculin. Nu se cunoaște identitatea și cauza este în curs de stabilire. Ați găsit o sursă de încălzire, ceva care să fi declanșat incendiul? Deocamdată cercetăm, așteptăm echipa operativă și mai multe detalii o să revenim. Dincolo de ce sunt victime, sunt distrugeri mari? În casă exista foarte mult material combustibil, plastic, lemn, cârpă, hârtie, care le avea depozitate în dormitor, bucătărie, nu... Echipajele au scos, au evacuat și două butelii care le-au găsit în interiorul locuinței.